și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi am pentru voi cumpărăturile de la Kaufland și este prima vizită pentru această săptămână, cu toate că este sfârșitul săptămânii, dar haideți să vedem ce am cumpărat. În primul rând, am așa niște paste, niște pipe rigate și niște pene rigate. Dacă ați văzut deja vlogul, știți ce s-a întâmplat cu pastele mele, așadar am zis să îmi refac stocul, că oricum nu mai aveam decât câteva spaghetti și am luat din acestea 2,19 bani pentru fiecare pachetel. Și dacă vă interesează, țin să vă anunț că acestea, să vedem unde scrie, da, sunt cu griji de grâu dur. Deci asta, comparativ cu cele care sunt la 1,50 lei, parcă, sau ceva asemănător, acestea sunt mult mai bune pentru organism. Așadar, pentru o diferență foarte mică, aveți un plus pentru sănătate. Aici, teoretic, mai trebuia să mai fie încă o cutie de lapte, dar cineva a luat-o și mi-a stricat așa un picuț designul, dar nu este nicio problemă. Lapte integral din acesta cu 3,5% grăsime, era la 2,99, redus de la 3,69, așadar am cumpărat teoretic 4, practic a rămas cu 3 cutii. Am fost și am cumpărat niște cremă din aceasta de brânză. Este o cremă de brânză cu chili, puțin picantă, nu foarte picantă, cu chili pepper, și eu o fac cu niște dovlecei, o să ajungem imediat la ei. Eu cred că v-am mai zis vouă, dar dacă vă interesează, spuneți-mi și poate vă filmez rețeta, pentru că este foarte gustoasă și mi se pare a fi și destul de sănătoasă. 3,29 cutia, roșii și erau la 3,69, am luat o cacerolă din aceasta de 500 de grame. Am mai cumpărat eu încă o dată și nu prea mi s-a părut a fi ok, dar am cumpărat și de data aceasta. Dacă vă interesează, sunt din Turcia. Asta în cazul în care vă interesează sau țineți cont. Eu acolo nici n-am văzut, de pe acum am văzut. O varză care era la 1,69 kg, pentru că vreau să fac o salată. Dovlecei de care ziceam sunt la 6 lei kilogramul și eu am cumpărat 2, aproape de 5 lei au costat. Un suc de acesta de roșii, roșii pasate, 1,69, marca lor proprie Kaufland, pentru cât au? Sănătate. Pentru 500 de grame. Așa. Și mi se pare a fi ok. Aici mai am niște mazăre. Teoretic am vrut să cumpăr două pachetele din acelea mici de 450 de grame, dar nu am găsit și am cumpărat așa, 6,99 pentru 1 kg. Am găsit la reducere, știți deja că eu sunt fană reduceri și mă bucur foarte tare când găsesc. Am găsit un ceai de la English Tea Shop. Eu mai am ceai de la ei și sunt foarte gustoase. Și acesta a avut 85% reducere. Nu are cafeină, este un ceai rooibos și are rodie, coacăze neagră și multe, multe altele. Stați așa să vedem. Deci, are ceai rooibos, sper să puteți vedea și voi acolo. Deci ceai rooibos organic, hibiscus organic, are rodie, bucăți de rodie organică, 15%, bucăți de cacao, presupun că de boabe de cacao, arome naturale, concentrat de rodii, are concentrat de mierișoare, concentrat de zmeură, să zicea că nu mai funcționează creierul în engleză, concentrat organic, toate și toate sunt organice, de coacăze neagră și atât. Sunt foarte curioasă să îl încerc, să văd cum este. Se poate consuma atât cald cât și rece și v-am zis, chiar foarte curioasă de el. Și acesta avea 85% reducere, deci l-am luat de la 29, 20,49 cu 2,99. Foarte bucuroasă de această achiziție. Aici am niște pâine din aceasta toast. De obicei prefer varianta integrală, dar nu am găsit integrală și am văzut-o pe aceasta la reducere, 97 de bani, parcă era 300 de grame, adică 12 felii, și am zis, hai, ok, hai să o iau, vreau să fac niște pâine cu ou. Pentru asta am luat-o. Ce mai avem aici? Ceva nesănătos, desigur. Niște chipsuri din acestea, din snacks-uri, mai bine zis, din cartofi, cu aromă de ceapă și smântână. Și mă gândesc de ceva vreme la ele. Am gustat odată la birou de la colega mea și mi-a rămas așa gândul la ei. Așadar am cumpărat, cred că 3,49 punga. Și ultimul produs din acest haul este acest recipient. Este un recipient de 2,4 litri. Și eu mă gândesc să îl folosesc pentru a pune orezul. De încăput sigur o să încapă în dulap. Era și unul mai mare, cred că de 3,8, dar cred că nu mi-a încăpea în dulap și am zis că n-are rost să iau ceva mai mare și să mă trezesc că nu intră în dulap. Aici are așa un capac destul de interesant,
puteți să puneți și așa. Și puteți, desigur, dați acesta jos pentru a deschide, pentru a turna. În el, eu v-am zis, eu l-am cumpărat special pentru orez, pentru că am pungi de orez desfăcute și de fiecare dată se întâmplă să-mi curgă prin dulap să fac orez peste tot și am zis, trebuie neapărat să cumpăr așa ceva. Bun, cam acestea cred că au fost cumpărăturile pe această săptămână. Nu știu dacă o să mai merg pe undeva, pentru că este vineri astăzi și nu cred, poate doar mâine, dar nu știu sigur. Vă mulțumesc mult pentru vizualizare, vă pup și vă doresc o zi bună. Pa, pa!